Mirosul de fasole și cârnați i-a adunat la oaltă pe ieșeni la sfârșitul manifestărilor militare din Piața Unirii. Meniul oferit de municipalitate a conținut 5.000 de porții de mâncare tradițională la care s-a adăugat un pahar cu ceai cald sau vin fiert. Ieșenii au așteptat la cozi interminabile pentru a putea primi o porție de fasole cu cârnați. Cei mai mulți dintre ei spun că așteptarea a meritat pentru că fasolea pregătită de bucătăresele cantinei sociale Iași a fost mai bună decât cea de acasă. Dată când veniți aici? La primărie, trebuie e mai bună ca anul trecut? E foarte bună! Excelent! Bună sănătate de la mulți ani, România! Vă mulțumim pentru tot ce organizarea care a făcut primăria. Este foarte bună, o fasolă pe cinste, un gârnăcior proaspăt bun. Vă invităm pe toți și vă așteptăm aici, în centru, în Piața Unirii. De la foarte bine în sus, mă bucur că mănânc această fasolă care este pregătită cu multă plăcere cu acest eveniment. Directorul Direcției de Asistență Comunitară din Iași, Luminița Munteanu, a precizat că pentru a pregăti aceste bucate s-au ocupat peste 20 de bucătărese. Primăria Municipiului Iași, ca de fiecare dată, a pregătit participanților masa tradițională, ceaiuri calde și vin fiert pentru 5.000 de persoane. La prepararea bucatelor, peste 20 de bucătărese au început pregătirile încă de marți după amiază. Sperăm să fie pe placul tuturor ieșenilor, poftă mare și un călduros la mulți ani cu ocazia acestei minunate zile. La final, oamenii s-au încălzit cu o băutură caldă, după care s-au întors la scena din Piața Unirii pentru a se bucura de spectacolul de muzică populară.